Bun găsit, într-adevăr, de astăzi se va putea circula pe acest pod între Brăila și Tulcea. Este una dintre cele mai importante legături care se află între Muntenia, Moldova și Dobrogea. Teoretic ar fi trebuit ca la ora 13 toți românii să poată traversa Dunărea pe acest pod. Informațiile sunt că se va amâna ora pentru că oficialitățile încă se mai află aici pe malul Tulcean. Mai sunt câteva chestiuni organizatorice de rezolvat. O posibilă oră de deschidere a podului, a traficului pe acest pod e undeva 15 sau poate 16. Cert este că începând de astăzi românii vor putea să ajungă mai repede în Tulcea și la mare. Se va reduce substanțial timpul de traversare a Dunării, pentru că până acum se făcea această traversare cu bacul la Galați sau la Brăila. Mai trebuie spus că podul poate fi traversat cu aproximativ 70 de kilometri la oră, așa cum am făcut-o noi în această dimineață, în circa 2 minute. Este cea mai mare investiție făcută în ultimii 30 de ani. Podul a costat undeva în jur de 500 de milioane de euro cu bani europeni. Are o lungime de aproximativ 2 kilometri și a fost construit în 5 ani și jumătate. Deocamdată acestea au fost informațiile de aici. La revedere!